O lucrare cu multe zerouri, scuarul din fața hotelului de la Roman, o lucrare care face parte din PIDU și care a stârnit nemulțumire în rândul oamenilor după ce, la mai puțin de un an de la inaugurare, materialele folosite au cedat. Romașcanii care au trecut prin această zonă ne-au scris și ne-au rugat să aflăm de ce s-a ajuns aici. Ce părere aveți așa despre faptul că o investiție nouă arată în felul acesta, la niciun an? Domnișoară scumpă, e ceva urât din partea parlamentarului, din partea, e ceva urât, uitați cum arată. Eu cel puțin am 66 de ani, am copii aici în Roma, n-am nepoți, e ceva urât arată. Nu se mai lucrează cum trebuie? Nu se mai lucrează, e tot materialul prost și beneficiarii care caută fiecare să profite. Deci se iei banul să nu facă lucrări. Și cine e de vină? Adică firma care a lucrat? Firma și plus care îi finanțează banii. Deci primarul și toți așa îți vină. Și acum iată, trebuie să repare și așa după fiecare iarnă? După fiecare iarnă se repară, nu mai zic de gropi. Gropile sunt la pământ. Ce părere aveți despre faptul că o investiție nouă arată în felul acesta, la scurt timp după ce a fost inaugurată? Deci părerea mea este că Romanul, de când este acum în calitate mai nouă, deci îmi place foarte mult orașul ca aspect, dar investiția nu mi se pare destul de frumos ca pentru oraș. Dar cine să fie de vină pentru calitatea lucrărilor care este îndoielnică? Deci în primul rând primăria, la domnul primar și ceilalți care au contribuit la această investiție. Să fie de vină și iarna, pentru că autoritățile spun că iarna a fost grea, înghețul, dezghețul. Bineînțeles, bineînțeles, și iarna și-a făcut puncte. Da. Nu se mai lucrează serios în România? Pe părerea mea, cred că nu. Deci s-au constatat în această iarnă că anumite lucruri s-au degradat și atunci, acum două săptămâni când am preconizat, noi să ne apucăm de ea, înainte de ploile astea care au apărut în ultima vreme, s-a făcut o decapare, o curățire integrală, în așa fel și o decapare, în așa fel încât să știm exact zonele unde se trebuie intervenit. De altfel, contractantul pe acest obiectiv este pregătit să intervină și urma să intervină acum două săptămâni. Din păcate, nu au permis vremea și nici nu putem să ne batem joc, în așa fel că se face lucrări de mântuială. Sigur că acolo știți foarte bine că este o fântână pietonală, în care, datorită apei, avem probleme cu anumite tencuieli, cu anumite lucruri care au fost prevăzute de proiectant. De exemplu, toate suprafețele alea care s-au degradat așa atât de tare, erau prevăzute cu tencuielul decorativ de câte proiectant. Se pare că acest lucru nu ține. Și atunci vom face, deocamdată nu schimbăm pentru că nu ne dă voie proiectul, neavând recepția făcută, neavând, trebuie să lăsăm așa cum este. Asta dar ce înseamnă? Că pe fiecare iarnă trebuie să reparăm? Atâta vreme cât este în garanție, nu ne privește pe noi cum îl repară și pe cheltuiala cui se repare. După ce se termină garanția, o să când vedem. Garanția este de 2 ani de zile, din momentul recepției. Recepția nu s-a efectuat încă și atunci, în aceste condiții, orice intervenție o face constructorul pe cheltuiala lui, în așa fel încât pe 30 aprilie să fie gata. Da, dar interesează ce se întâmplă după. După aceea vom vedea dacă acele anumite lucruri vor ceda în continuare și nu putem să le, adică trebuie să preîntâmpinăm, nu să facem lucruri, în fiecare an să avem de reparat după aia. Sigur că după 2 ani de zile o să intervenim să facem, atâta vreme cât sunt în garanții lucrurile respective, nu ne putem atinge de ele. Dacă proiectul nou al scuarului a fost realizat de o echipă de arhitecți din București, de reabilitarea și modernizarea zonei Scuar Hotel s-au ocupat firmele Bacor Prodcom Roman și Rom Urban SRL Roman. Fântâna a costat, cred că cu tot, parcare în jur de 200 și ceva de mii de euro, dar bine, acolo e și parcarea, sunt mai multe lucruri care au ținut de fântână. Am ce să spun, revizia pe partea de instalații s-a făcut, așteptăm să ne permită vremea să pornim fântâna, dar întâi trebuie făcute aceste operații. Scuarul modern face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, proiect în valoare totală de peste 6 milioane de euro, finanțat prin Programul Operațional Regional AXA 1 Dezvoltare Urbană. Fântâna o are ca model pe cea care funcționează în Piața Sfatului din Brașov. Piațeta a fost înnobilată și cu un monument dedicat cronicarului Miron Costin.